Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne vedem din nou la emisiunea noastră Conviețuiri, o emisiune despre romi, despre porturile lor, obiceiurile, realizările acestora și de ce nu până la urmă tot ceea ce înseamnă țiganul nostru de rând, cum îmi place mie să spun. Iată că ne apropiem cu pași repezi de finalul anului. Un an, pot spune eu, extraordinar de bun pentru noi, pentru comunitatea de romi, fiindcă v-am promis cu ceva timp în urmă că vom face în așa fel ca să schimbăm mentalitatea cetățenilor noștri de etnie romă și în mare parte am reușit. Iată că suntem la ultima emisiune din acest an și vom veni cu un bilanț pe care noi am putut să-l realizăm grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor, dar fiindcă tot este ultima emisiune din acest an, avem o surpriză deosebită, avem invitați care reprezintă ceva pentru comunitatea de romi și mi-am face plăcere deosebită că îi avem alături de noi în emisiunea Conviețuiri, în platoul studioului nostru TV Giurgiu. Voi începe prezentările în primul rând cu bunul meu prieten Virai. Bună seara și bine ai venit alături de noi, Virai. Bună seara și bine te-am găsit. Și voi da prilejul invitaților noștri să se prezinte dumnealor singuri, cu toate că, să știți, nu fac lucrurile acestea, eu îmi prezint invitații, dar fiindcă este o cinste deosebită să vă avem la Giurgiu și alături de noi în primul rând, și când spun alături de noi, să știți că nu mă refer doar la această emisiune, cu toate că este o cinste deosebită pentru mine ca moderator să vă am alături, dar este o cinste deosebită fiindcă sunteți alături de comunitatea noastră de romi din municipiul Giurgiu. Deci, bună seara și bine ați venit alături de noi. Mulțumim. Florin Motoi mă numesc, sunt membru al Coaliției Uniunea Romilor Pachivale. Bună seara, vă spun tuturor, Toen Bahtale Romale, mă numesc Alecu Ionel, sunt președintele Organizației Alianța pentru Unitatea Romilor și fac parte din Uniunea Pachivale. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și fiindcă această uniune până la urmă am înțeles că înseamnă extraordinar de mult pentru comunitatea noastră de romi. Și să sperăm să fie într-un ceas bun, să scoatem în evidență până la urmă valorile romilor, fiindcă știm că avem romi cu calități extraordinar de bune și nu întotdeauna să fim arătați cu degetul și vrem să arătăm că în comunitatea de romi există întotdeauna și a existat întotdeauna valori. Aș veni cu o întrebare pentru dumneavoastră pentru început, domnul Motoi, și să-mi spuneți care a fost până la urmă factorul care v-a dus pe dumneavoastră cu gândul la orașul nostru și ne-ați făcut până la urmă o cinste deosebită de a invita unul din prietenii noștri, un om care este reprezentativ pentru comunitatea noastră de romi din municipiul Giurgiu și este vorba de bunul meu prieten Viorel Pană, mai bine zis cum este cunoscut el, Virai. Cred că nu este meritul nostru, celor care suntem prezenți aici, meritul este al domnului Viorel Pană, pentru că dânsul, făcând parte din Uniunea nou înființată de noi la nivel național, care se numește Uniunea Romilor Pachivale, a considerat că este necesar să venim și la dumneavoastră pentru a face cunoscută această uniune și despre ceea ce dorește această uniune să facă. În felul acesta ne-am prezentat aici la dumneavoastră, suntem onorați că facem parte din echipa emisiunii dumneavoastră. Și ar trebui să vă spunem câteva lucruri care ține de această uniune și care implică în același timp și problematica romă. În primul rând, mi-aș dori să vă spun dumneavoastră ca moderator, de fiecare dată când eu particip la emisiune de dumneavoastră, să nu mai folosiți termenul de țigan, pentru că nu faceți altceva decât să creați probleme între noi și majoritari. Știți foarte bine scandalurile care există la nivel național legate de această problemă, dar de multe ori consider că nu este nici vina dumneavoastră atâta timp cât dumneavoastră nu aveți informațiile despre ce înseamnă a fi rom și ce înseamnă a fi țigan. Nu multă lume știe că în DEX scrie acest termen de țigan și explică ce înseamnă țigan și trebuie să știe și oamenii de la dumneavoastră de aici că ăsta este motivul pentru care noi optăm ca să nu mai existe acest termen de țigan datorită faptului că este pus în cele mai negre situații posibile. A spune țigan înseamnă tot ce este mai rău, da? Hoț și așa mai departe. Ceea ce în realitate asta este o prejudecată, asta este o problemă la nivel de societate și noi avem
hoții noștri, între ghilimele, și majoritatea au hoții dânșilor, și atunci, până la urmă, noi suntem oameni toți. Și trebuie să plecăm de la ideea aceasta că suntem oameni. Acum am să vă spun ceva despre această uniune. Plecând de la ideea, și mi-a plăcut termenul pe care dumneavoastră l-ați folosit puțin mai devreme, și anume schimbare de mentalitate. Este adevărat. Nu vreau să se interpreteze faptul că romii trebuie să schimbe mentalitatea datorită faptului că înseamnă ceva rău pentru societate. Nu. Ci pur și simplu este vorba de o evoluție care a fost întreținută de societatea actuală datorită faptului că statul român, chiar dacă a avut și are obligația pentru fiecare cetățean în parte să se comporte și să se comporte la fel, față de comunitatea romă nu s-a comportat, și aici mă refer în general la autoritățile de stat. Știm foarte bine regulile din de la nivelul local, că primarii se folosesc în alegeri de romi, sunt cumpărați cu diferite produse și așa mai departe, ei din cauza amărăciunii și din cauza situației în care trăiesc acceptă aceste compromisuri, sărăcia, bineînțeles, care este provocată tot de societatea românească. Și în felul acesta le este foarte ușor să fie manipulați romii pentru anumite avantaje electorale. Drept pentru care vreau să vă spun că asta a încetinit, unul din motivele pentru care a încetinit evoluția în societatea romilor este și acest aspect. Ca să nu mai vorbim de celelalte probleme care există la nivel local, lipsă de infrastructură, educație și așa mai departe. Totdeauna se pune accent pe educație, se vorbește de educație, dar educația asta se face și ea într-un anumit context. Și eu de fiecare dată am ținut să spun acest aspect, și anume că nu putem să facem educație fără a avea cel puțin posibilitatea ca noi să ne putem obține o bucată de pâine dintr-un loc de muncă, și mai ales trebuie să vorbim aici de infrastructură. Când spun de infrastructură, stradală, educațională și de tot felul. Și numai în felul acesta, pe burta goală, ca să folosesc un termen mai românesc, așa mai popular, nu se poate face nici educație, nici sănătate, nici absolut nimic. Mă întorc la Uniunea Romilor Pachivale. Tot pe acest aspect de care dumneavoastră vorbiți, una dintre obiectivele care le avem în cadrul Uniunii noastre, avem și această idee de schimbare a mentalității și prin modernizarea a unor tradiții existente în cadrul comunităților de romi. Ei, pentru asta, din nou, este nevoie de niște strategii, de un sistem care trebuie să fim ajutați și așa mai departe. Dar cea mai mare problemă de care noi ne lovim astăzi și care comunitatea ar trebui să beneficieze urgent de acest aspect este vorba de reprezentare la nivel local și național. Și când spun de reprezentare, aici mă refer și parlamentar, de altfel, aici când vorbim despre politică. Atâta timp cât noi nu suntem introduși în sistemul politic al României, nu avem cum să ne susținem proiectele de la nivel local. Asta, iar pentru asta, plecând de la acest nivel de lipsă de reprezentare care a fost perpetuat de 20 de ani, 25 de ani în România, noi, niște oameni care venim cu experiență din spate în contextul comunităților de romi, am considerat că este necesar să facem o coaliție de organizații cu experiențe, organizațiile care au experiențe de mulți ani de zile și în alegerile locale și naționale, și în felul acesta să construim această coaliție care se numește Uniunea Romilor Pachivale, care ea va trebui să funcționeze, așa cum v-am spus, pe anumite criterii, reguli și așa mai departe. Obiectivul principal al acestei coaliții, așa cum v-am spus, este vorba despre alegeri. Dorim ca în 2016, în 2020, este un proiect pe 10 ani, nu un proiect pe 6 luni sau un an. Dorim ca nivelul de reprezentare la nivel local politic să crească. Când spun lucrul acesta, fac și un apel către romii din Giurgiu să înțeleagă că dacă nu vor ieși la vot, să își voteze propriilor candidați din comunitatea respectivă, niciodată situația noastră nu se va îndrepta. Ce înseamnă asta? Un consilier local care face parte dintr-o comunitate are dreptul să aducă problemele în cadrul dezbaterilor de la nivel local al primăriilor, spunându-le
foarte clar că la comunitatea respectivă avem o problemă de infrastructură, de orice, de sărăcie, de orice problemă, și în felul acesta consiliul local, oamenii din consiliul local vor trebui să susțină această idee în așa fel încât să o rezolve. Niciodată n-o să vină primarul să spună vă rezolv problema asta atâta timp cât liderii, cât și consilierii locali nu vor face acest lucru. Și vom rămâne la nivelul de astăzi, încă 20 de ani, să trăim în sărăcie, în mizerie, în lipsă de educație, în lipsă de servicii medicale și în lipsă de absolut tot ce ar fi nevoie și pentru noi, așa cum se întâmplă în comunitățile majoritarilor. Cam asta ar însemna această uniune de care vă dă, și îmi cer scuze că a trebuit să monopolizez puțin discuția. Absolut deloc, este o plăcere pentru noi, fiindcă v-am prins și trebuie să spuneți tot. Și tocmai datorită acestui fapt, la oameni așa cum este Viorel, cum sunt și alți oameni din alte zone de la nivel local, am apelat să fim ajutați, pentru că noi cunoaștem foarte bine cine este domnul Viorel Pană, cunoaștem evoluția, cunoaștem implicarea dânsului în tot ce înseamnă comunitatea romă și în felul acesta suntem 100% convinși că se va produce o schimbare în 2016 în așa fel încât comunitatea să beneficieze de această schimbare. Ori, ca și ultim mesaj care eu vreau să îl transmit oamenilor din comunitate, este un mesaj mai gagicano, pot să-l spun și într-un termen țigănesc, și anume că avem nevoie ca romii noștri să înțeleagă odată pentru totdeauna că trebuie să-și dea copiii la școală. Amărâți, desculți, așa cum sunt, ei trebuie să meargă la școală, pentru că astăzi nu mai putem să obținem un loc de muncă decât numai în contextul în care avem școală, iar când vorbeam de mentalitate, nu poate să fie schimbată mentalitatea decât în momentul în care noi intrăm în societatea modernă și facem parte dintr-un sistem. Cât vom sta de parte de școală, nu vom face parte din sistem și sistemul respectiv nu ne vor acorda niciodată atenție și nici sursele necesare ca noi să putem să evoluăm. Ei, iată că, spre surprinderea dumneavoastră, pot eu să spun așa, voi veni și eu cu lucruri la care, într-un fel sau altul, dumneavoastră aspirați pentru comunitatea noastră, și aceasta ar fi ideea până la urmă când ne referim la mentalitatea de schimbare a romilor. Să știți că noi de 3 ani de zile, cel puțin de 3 ani de zile, ne luptăm cu acest factor extraordinar de important pentru copiii și familiile de romi, absenteismul din școală. Și pot să spun că l-am redus în mod extraordinar de mare, deoarece de un an și ceva avem 10 mediatoare sanitare care își fac treaba pentru comunitatea de romi. Liderii care avem în zonele noastre de romi își fac treaba extraordinar de bine și cu această ocazie le mulțumesc și eu. Avem un număr, nu știu dacă știți, la ultimul recensământ în municipiul Giurgiu, cel puțin, nu au existat decât 636 de țigani, romi. Declarați. Declarați. Însă, spre fericirea noastră, de când am început să ne implicăm, am reușit să facem o cartografiere și să avem un număr de 1536 de persoane de etnie romă. Acest număr, cu toate datele care vor trebui făcute și toată procedura care se impune, va fi introdusă în ședința Consiliului din ianuarie 2016, unde acest număr va fi declarat oficial pentru a demara în municipiul Giurgiu proiecte europene și tot ceea ce înseamnă pentru comunitatea de romi lucruri bune. A spus că în ianuarie. Absolut. Ok. Este foarte bine dacă se întâmplă lucrul acesta, pentru că în felul acesta veți beneficia cu adevărat ce spuneați dumneavoastră de tot ce înseamnă fondurile europene. Asta nu înseamnă că nu. Asta nu înseamnă că nu ar beneficia și fără chestia asta. Dar bine ar fi... Te lovești, pentru că sunt niște condiții, condiționează ghidurile respective, 10% comunitatea sa e rom și așa mai departe, cunosc foarte bine acest aspect și este un lucru bun. Dar am așteptat să văd ce spuneți, pentru că este foarte important ce a spus și îmi cer mii de scuze față de colegul că trebuie să prezinte și dânsul ceva despre Alianța pentru Unitatea Romilor, care am uitat să spun și vreau să transmit și eu mesajul ăsta, că noi, Uniunea Romilor Pachivale, am decis împreună ca viitoarele alegeri 2016 să mergem pe listele organizației AUR, unde colegul meu este președinte. Dar eu am o rugăminte așa la dumneavoastră, îmi pare rău că trebuie să fiu puțin mai răutăcios în emisiunea dumneavoastră,
Eu nu prea cred în mediatori, în tot ce înseamnă liderii ăștia care echipurile sunt implicați în problematica română. Aici nu, o secundă, o secundă, Virai. Vă rog să mă lăsați să-mi spun părerea mea. Da. Eu nu la dumneavoastră în Giurgiu merg, eu merg în tot ce înseamnă România asta prin comunități. Da? Și dacă ar trebui să facem o comparație între ceea ce fișa de post cum a fiecare, fișa de post a fiecărui în parte cu rezultatele din comunitate, o să vedeți dumneavoastră că vor fi, că sunt în general, spun, foarte slabe, ca să nu fiu răutăcios. Pentru prima dată sunt și eu diplomat și spun că sunt foarte slab, da? Ca să nu zic mai rău. Și în felul acesta este bine că există, asta nu înseamnă că nu este bine că aveți atâția mediatori școlari. În ceea ce privește implicarea mediatorilor sanitari la noi în oraș, în municipiu, vreau să spun că ne-a ajutat foarte mult în a descoperi exact tot ceea ce se întâmplă și cu problemele cu care se confruntă comunitatea de rom. Nu că nu le-am fi știut, dar da, sunt și mici excepții, nu se poate face totul, dar vreau să vă spun că implicarea acestor fete, avem 10 fete mediatoare sanitare. Vreau să vă spun că de când ele fac această muncă, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și în bine, asta vă spun în bine. Și cred că suntem printre puținele județe care au o asemenea structură. Ok. Dacă mediatoarele dumneavoastră există, eu le sugerez o idee să facă un parteneriat cu Ministerul, cu autoritățile locale de aici, DSP și care mai sunt cele, au posibilitatea să pună la dispoziție aceste autorități, să pună la dispoziție niște chestii de astea medicale mobile, care pot merge în comunități să facă tot felul de servicii medicale care la momentul ăsta vă garantez eu că sunt inexistente la nivel de comunități. Vreau să vă spun despre un proiect care este posibil să-l aduc prin intermediul domnului Viorel aici, o unitate mobilă care va fi într-un container, ca să zic așa, este o chestie particulară, asta nu are legătură cu sistemul medical, și care vom merge în comunitățile de romi unde montăm acest modul. De altfel este o problemă, modul, una dintre cele mai grave probleme. Acest modul, exact, acest modul care vor beneficia romii de servicii medicale pentru o sumă minimă de 8 lei, 7 lei, 5 modică lei, până la urmă. Modică. Sumă care ar fi bine să o preia primăria. Sumă care ar fi bine să o preia autoritatea locală, da? Și în felul acesta vor beneficia majoritatea romilor din Giurgiu sau din ce majoritatea comunitate. Majoritatea romilor care și se nu numai, cu această problemă, nu au da, de familie. Da, nu, numai, nu numai romi. Aici nu e chestie. Cine romi, evident. Dar pentru toți oamenii care nu au posibilități materiale să meargă să-și facă analize, să-și facă o ecografie, să-și facă, nu știu, un control la dinți, da, o chestie de stomatologie, dar asta este o altă discuție. Domnul Motoi, mi-ați ridicat mingea la fiul ăsta. Dumneavoastră a spus că aveți o părere nu extraordinar de bună și asta o spune experiența dumneavoastră pe care o aveți și nu o contestăm din celelalte județe, în legătură și cu mediatoarele și cu așa zis și lideri, să spunem noi. Însă eu vă fac o promisiune în direct, în emisiune, că dumneavoastră vă veți îndrăgosti de orașul nostru Giurgiu până la alegeri. Și știți de ce? Vă rog. Datorită faptului că veți vedea o comunitate de romi foarte unită, foarte respectoasă, oameni care cred în idealuri. Să știți că, cel puțin la Giurgiu, idealurile au lipsit și sunt emoționat acum, au lipsit cu dezăvârșire. Însă oamenii noștri au început să aibă idealuri, să aibă vise. Și culmea, vise care se realizează și cred ei în ele. Faptul că v-am spus că rata absentismului a scăzut în mod extraordinar de bun pentru noi, dovedește faptul că romii ne-au înțeles și suntem o unitate în momentul de față. Nu, Marius, aici trebuie să scurtăm acest dialog, făcând o mică precizare, chiar este faptul că înainte să facem parte din grupul local de lucru și din grupul de inițiativă. De inițiativă local, este foarte adevărat și cred că asta e o problemă națională, problema noastră a romilor. În momentul când nu există acel pion de legătură între comunitate și factorii locali de decizie, noi asta am reușit să facem, să le acordăm acea încredere, pentru că ei știu foarte bine, cu precădere dumneavoastră, că aveți atâta experiență. Și ei ce se întâmplă? Ei nu mai au încredere. Nu au încredere nimeni. Dacă au reușit să capete această încredere,
noi am putut să transmitem mesajul lor către autoritățile locale. Cum? Asta văzând și ei că foarte, foarte multe probleme de ale lor s-au rezolvat. Și în momentul acesta au căpătat încredere. Dar au început să înțeleagă. Mesajul, când ați transmis mesajul, da, autoritatea locală a reacționat pozitiv la mesajul. Altfel nu s-ar fi... Da. Nu se concretiza nimic și atunci oamenii noștri, romii noștri, ar fi avut în continuare lipsa aceea de încredere. Decepția cu care... Dar așa au văzut că datorită faptului că intrăm pe ușile instituțiilor statului și suntem priviți ca oameni. Suntem priviți cu demnitate și nu să zic că, din respect pentru dumneavoastră că sunteți la prima emisiune, nu mai folosesc termenul acela. Pe care folosesc. Și nu o să spună niciodată a intrat un rom. A intrat un rom. Nu, v-am zis, e un lucru înjositor. Dar rom înțigănește, deci înțigănește rom, înseamnă țigan. Corect. Și nu poți să înseamnă rom. Înseamnă rom. Nu țigan. Dacă nu, mie, tradus. Dacă în traducere înseamnă rom. Da, te rog. O si mai hanțic ca ăștia lui, hai nici înțelege înseamnă. Hai chiar după... Tu stai și dezi numai romanesc ca ce. Păi si emisiunea că ai trebuit te așunel să-i romamane. Hai, amare rom, place de canadas domale. Penesi romanesc, penesi romanesc, igacicanesc. Igacicanesc, că si dai și normal, oameni. Da, istu că toți bactalo. Fituri, mente, trei, tu, mente, și ei, să-i sot. Intervin și eu un pic. Chiar vă rog, fiindcă veniți cu o chestie chiar precum aurul pentru noi. Vin cu mici completări să zic așa ceea ce nu a apucat să zică colegul meu, că el când apucă să vorbească să exide toată domnul și monopolizează toată discuția. Dar asta este foarte bine. Este absolut. Un om care gândește foarte bine, un orator foarte bun și vorbește foarte bine. Și mai ales că vorbește cu sufletul, vorbește din inimă și asta spune foarte mult. Noi ne-am bucurat ca toți liderii noștri, care vin din comunități, să fie tot atât de bine intenționat cum e și el și să vorbească tot la fel, să vorbească din inimă și să creadă în ceea ce vorbesc. Și vin și acum și spun că tot la fel. Eu m-am aliat, m-am unit. Nu pot să spui așa ceva. Voi doi chiar sunteți promotorii acestei aliate. De ce vrei să fii atât de modest? Okay. În momentul în care noi ne-am gândit la a face o uniune, ne-am gândit... Voi doi sunteți promotorii. Prin faptul că sunt foarte mulți lideri, foarte mulți în țară, care nu știu, nu au comunicare, nu cunosc problemele și atât timp când nu ai informația, nu știi cum să pui problema mai departe. Și sunt lideri tot atât de buni ca și noi, poate chiar mult mai buni decât noi. Nu noi suntem cei mai buni și m-am gândit aici în față dumneavoastră, în afară de colegul meu. Nici nu putem să contestăm. Cel mai bun. Și acum vii și ne-am înscris, am făcut această uniune cu organizațiile de bază și lideri români. Noi, ce este foarte binevenit în această uniune este faptul că se bazează pe anumite reguli. În această uniune nu sunt primite orice fel de organizații, nu sunt primiți orice fel de lideri, nu sunt primiți orice fel de oameni. Deci avem anumite criterii după care ne orientăm, dacă da, avem un consiliu director. Deci această uniune este condusă de consiliu director. Și acest consiliu director, în momentul în care cineva vrea să se înscrie în această uniune, deci noi luăm de bază și începem să stabilim. Îndeplinește criteriile sau nu. Și acum de asta vin și spun, în momentul în care a venit domnul Viorel și ne-a făcut onoarea să vină către noi, știam foarte multe despre el. Deci dacă nu era un om capabil, dacă nu era un om valabil, dacă nu era un lider adevărat, probabil că nu ne-am fi unit cu el. Mai mult decât atât, ca să vă spun și vin într-adevăr la dumneavoastră, în Giurgiu, sunt și alți lideri. Da. Cum e și domnul Viorel, și azi lider și chiar aș vrea să-i salut pe domnul Marian, care eu sper cu timpul să înțeleagă că și locul lor este binevenit alături de noi, deci nu ne, și mai ales că întotdeauna am făcut asta aici, și chiar le-aș mulțumi dacă ar analiza lucrurile și s-ar alia cu noi. De ce? Până la urmă, nu contează că eu știu, vin și să contează foarte mult pentru comunități. Faptul că ei vin alături de noi, de acolo, de la noi, acum vrem sau nu vrem, fiind o uniune care este formată din mai multe organizații, altfel se duce scopul, informația, până la urmă, nu trebuie și să fie scopul același. Este același.
și plecăm piramidal, începând de la București în jos către comunități. Comunitățile, până la urmă, sunt baza. Acum revin și spun următorul. Organizația Alianța pentru Unitatea Romilor este o organizație înființată în 1996 și este singura organizație care nu a mers decât politic. Adică s-a situat întotdeauna în opoziție față de ce vreau sau nu vreau, față de cealaltă organizație care există. Dar ăsta a fost un lucru bun. Mai mult decât faptul că noi, acum, la ora actuală, suntem Uniunea Romilor Pachi Vale și cu toții ne-am înscris și vrem să ajutăm organizația Alianța pentru Unitatea Romilor la alegeri, asta este un lucru foarte bun pentru comunități. De ce? Pentru că având opoziție, atunci le dăm un impuls și la acela să facă ceva pentru comunități. Nefiind opoziție, nu s-ar mai face absolut nimic. Și așa nu s-a făcut, cum spune colegul meu, ca să nu zic nimic, nu s-a făcut mare lucru pentru comunități până adevărat, acum. Adevărat, este pur un adevăr. Nu trebuie să negăm. Și asta datorită faptului, romii noștri ar trebui să-și dea seama că undeva ce, cineva vor să ne țină destrămați, divizați. Da. Și ăsta nu este un lucru bun. Noi spunem în felul următor, în afară de faptul că facem un apel către ei și spunem veniți și înscrieți-vă în Uniunea Romilor Pachi Vale, mai mult decât dacă nu vreți Uniunea, faceți-vă organizație, uniți-vă, în modul ăsta aveți mult mai mult șanse în a accede către informațiile pe care le transmit, care sunt transmise de către terți. Și în același timp revin și spun în felul următor, organizația Alianța pentru Unitatea Romilor este o organizație, una dintre organizațiile cele mai puternice la ora actuală. Și de asta le mulțumesc colegilor mei că au acceptat ca organizația Alianța pentru Unitatea Română să participe la alegerile locale și, dacă v-a ajutat Dumnezeu, și la cele parlamentare, că avem, în mod normal, noi avem tot dreptul conform Constituției și conform faptul că noi suntem democrați. Noi avem dreptul să participăm. Din păcate, fac o mică paranteză și spun că acest drept ni l-au luat colegii noștri, sau nu știu cum să le spun, în care au dat o lege în care spune că orice organizație nu poate să participe decât dacă este de utilitate publică. Și dacă au reprezentare în Parlament. Și dacă au reprezentare în Parlament. Ceea ce nu este constituțional și nu este. Această lege trebuie să fie, se abrogată. Înțelege. Noi cât de curând o să facem demersurile necesare ca și noi să avem aceleași drepturi cum au toate celelalte partide și organizații. Și vin și spun în felul următor. Având această organizație la bază care va candida, atunci va fi foarte bine pentru comunități. De ce? Le dăm șansa la ai noștri să facă și ei ceva pentru ei. Adică să-și ia oamenii din rândul comunităților, oamenii care sunt capabili, oameni care au capacitatea de a judeca, de a face ceva bun pentru ei și a-i înscrie pe listele ca viitor candidat sau candidați. A înscrie pe listele de candidatură. Și atunci, dacă avem un consilier, doi, într-o comunitate, asta este foarte bine pentru comunitate. De ce? Că atunci comunitatea știe cui să se adreseze. În momentul în care vine la un rom și se adresează acel rom fiind consilier, știe cum să-i vorbească, vorbindu-i pe limba lui, atunci automat altfel înțelege, iar acel consilier transmite mai departe către primar și transmite ceea ce trebuie. E, trebuie să vă spun că și dumneavoastră mi-ați dedicat de data asta mingea la fileu și în sensul bun al cuvântului, fiindcă sunt obligat să vă dau dreptate, fiindcă așa este. Nu știu dacă știți, eu sunt polițist și lucrez și... Felicitări, nu știam asta. Lucrez, cum să spune, la ăia răi. Adică la cei care venim cu cagulele și mă rog. Însă, unul din motivele pe care eu mă bucur că sunt rom, este faptul că sunt respectat de șefii care conduc această structură și mă bucur extraordinar de mult, fiindcă datorită faptului că eu sunt acolo și acum fac referire strict la ce a spus dumneavoastră, în urma conflictelor pe care le-am avut și sunt atâtea conflicte, cel puțin și spontane și se întâmplă în comunitatea de rom, faptul că eu de acolo din spate le-am vorbit exact în țigănește, vreau să spun că în momentul ăla s-au lovit de un zid, un zid care se numește uimire și a zis nu se poate. O cararol del duma amărășib. Și am zis, da, așa este, fiindcă eu sunt de-al vostru. Dați-vă înapoi, mergeți acasă, eu vă promit că mâine
vor veni colegii mei și vom vedea cine este vinovat și cine nu. Dar nu faceți dreptate singuri. Dar mai puteți să faceți ceva. Înainte să ajungeți la oamenii ăștia acasă cu cagulele pe față, pentru că dumneavoastră știți limba României, transmiteți-le colegilor dumneavoastră să vă duceți dumneavoastră înainte să vorbiți cu romii și aduceți, vă garantez eu că vor veni, fără să le mai spargeți ușii. Ați intuit fără să mai spuneți. Exact așa se întâmplă. Vedeți dumneavoastră, experiența pe care o aveți și faptul că sunteți alături de comunitate, vă face într-un fel sau altul să gândiți ca noi, cei care cât de cât putem să aplanăm aceste conflicte. Și așa fac. Chiar și când sunt în timpul meu liber, sunt sunat și îmi spune Marius, vino până la bază. Ce s-a întâmplat? Mergi tu acolo și vorbește-le să stea potoliți. Lucru care se întâmplă și de asta vă spun că cel puțin în Giurgiu și încă o dată revin și cu riscul de a mă repeta, eu vă promit a doua oară, vă îndrăgostiți de Giurgiu. Rata infracționalității, cel puțin în rândul comunității de romi, a scăzut extraordinar de mare. De ce? Fiindcă romii vin al lui la sediu și ne întreabă, ia uite, cum fac să nu greșesc? Am încredere în tine. Virai, cum facem? Marius, ce facem? Și atunci le spune, uite care sunt pașii de urmat pentru a nu încălca litera legii. Iar pentru noi este un lucru extraordinar de bun, fiindcă și noi selectăm oamenii noștri să facă parte din acest grup de inițiativă. Domnul Marius, dacă îmi dați dreptate, fapt acum pe întrerupere și îmi cer scuze că nu este nicio ce problemă. Bine este, pentru că avem un cetățean de etnie romă care vorbește limba romanii, care vorbește limba romanii și cât de bine merg lucrurile în momentul în care, bine, sunteți dumneavoastră, că ar fi mai bine să fie mai mulți, să avem cât mai mulți. Da, absolut, să putem. Iar acum vin și cât de bine merg lucrurile. Mai mult decât atât, vin eu și spun în felul următor, bă, fraților, de asta trebuie să avem fiți consilieri. Trebuie să fiți organizați, să vă înscrieți într-o organizație, să faceți parte dintr-o organizație, că acea organizație are câțiva lideri care poate să ducă mai departe mesajul. Și nu mai spun faptul, dacă avem în afară de lider, avem și consilieri, cât de bine o să se înțeleagă și acolo în momentul în care vor bate la ușă și o să vrea să facă o cerere sau ceva. Și prin consilierul respectiv se poate face parteneriatul cu autoritatea. Corect, corect. Este obligatoriu până la urmă și este bine știut ca și altfel se transmit lucrurile și altfel va merge și se va înțelege. Se va înțelege și Consiliul Județean, și poliția, așa că în momentul în care vorbește cu liderul, da? Fiind un lider, mă rog, un lider și încă câțiva în spate, în modul în care ai vorbit cu liderul direct, altfel înțelege problema pe care o puneți dumneavoastră, domnul Marius. Să zic așa, nu mai vorbiți direct cu cei care sunt direct din comunitate, vorbiți cu lider. Liderul se duce mai departe și începe să vorbească cu ei. Altfel se transmite de la unul la altul informația și atunci ei știu, iar romii noștri, credeți-mă că sunt foarte, foarte înțelegători și lucrurile le gândesc foarte bine când e vorba să gândească în limba lor și și orgolii. Să știi să le spui. Sunt să le spui pe limba lor. Cum credeți că vom putea face, mereu, domnul Motoi, cel puțin cu orgoliul acesta, fiindcă știți că de multe ori orgoliul, comunitatea noastră de romi, a dus-o într-un colț și a fost reprezentată în acel colț ca o pată întunecată sau mai bine zis, cum era și o vorbă în cel de-al doilea război mondial, pe aici nu se trece. Dar datorită orgoliului. Haideți să vă spun cum stau lucrurile în sensul ăsta. Orgoliul nu este numai la romi. Toți oamenii au orgolii. Acum fiecare om depinde unde, cum și în ce fel îl folosește. De ce pare că la noi există mai mult decât la ceilalți? Pentru că acest nivelul, orizontul romilor de a pătrunde în societate și de a cunoaște anumite aspecte este mult mai redus. Și atunci, în general, oamenii care trăiesc puțin mai izolați se comportă precum animalele. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Când spun am dat acest exemplu, este vorba doar de modul cum își protejează semenii. La asta m-am referit. Și atunci este în stare să facă orice pentru a-și proteja familia. Am dat exemplu cazurilor de romi. Ei pentru familie sunt în stare să facă orice. Și atunci apare că ei sunt orgolioși, sunt oameni de neînțeles și așa mai departe. Nu este adevărat. Eu vă garantez că datorită faptului că forma aceasta de involuție la romi este în același timp și păstrătoarea unor principii, principii de bază, principii de funcționare a moralității,
Aici nu sunt, noi suntem catalogați și etichetați ca fiind niște oameni ieșiți din societate. Și nu credeți că datorită cutumelor? Nu există cutuma, principală este credința. Și credința de care eu vă spun este credința familiei. În felul, tocmai datorită acestui, care ar trebui să fie respectat de toată lumea. Da? Ceea ce la noi în societate, inclusiv românească, care vreți dumneavoastră, statutul de familie nu mai este respectat. Și modul de comportament al romilor este puțin diferit datorită faptului că el pentru copil, pentru familie, este în stare să facă orice compromis. Întrebarea vă pun eu dumneavoastră acum. Atâta timp cât el nu are nicio sursă de venit, pentru că nu are școală, există discriminare, există rasism, un procent foarte ridicat. Omul ăla ce ar putea să facă? Nu încurajez infracționalitatea, încurajez munca. Dar omul când mă duc în comunitate spune, unde să muncesc, domni? Și în felul acesta omul nu face altceva decât să apeleze la anumite compromisuri care și aici, în lipsă de informație, ajunge inclusiv la anumite infracțiuni care la habar nu are că aia se numește o infracțiune. Da? Nu spun că nu sunt și unii care chiar intenționează să facă. Dar de ce face? Aici revin la ceea ce spuneați dumneavoastră, nu din orgoliu, din dorința mare de a putea să-și protejeze familia. E, și pentru asta este nevoie, cum cu dumneavoastră s-a implicat autoritate, dar a creat acest sistem de, comunicare, care mi se pare extraordinar, acest lucru, la fel să facă și pentru locuri de muncă, și pentru diferite cursuri de formare, și pentru diferite alte aspecte care pot să încadreze oamenii ăștia în diferite locuri de muncă. Nu este vorba. Deci deja v-ați îndrăgostit de orașul nostru. Fiindcă uitați, dumneavoastră îmi spune niște probleme care noi le-am rezolvat. Dați-mi voi o secundă. Domne, nu vă mai umflați atât în fața mea ca nu sunt certitudini. N-ați rezolvat, domne. M-ați înțeles? Sunt certitudini. Deci, vreți să merg acum pe ei să vedeți cum se vaită oamenii de amărăciune și de abuzurile poliției și de abuzurile autorităților? Vreți să merg să vă... Eu vă dovedesc că nu veți avea dreptate. Fiindcă noi am angajat, am ajutat un număr de 864 de persoane să aibă un loc de muncă, să nu-i lipsească pâinea de pe masă. La cantina socială avem un număr de 292, mai bine zis, un număr de 149 au fost duși de noi. Sunt cursuri de recalificare care le-am făcut în această vară, sunt un număr de 98. Sunt lucruri care am făcut în legătură cu școala, am făcut cereri către instituțiile statului și 2 ani în urmă am putut să obținem un număr de 436 de ghiozdane echipate complet pentru copiii care părinților au avut o situație financiară precară. Iar anul acesta, 648 de copii au primit iar aceste ghiozdane. Implicarea noastră este pentru comunitatea de rom, pentru a nu mai se face cunoscută această lipsă, care este încă o lipsă acută, să știți, în rândul comunității de rom. Dar noi luptăm și din cauza aceasta, Giurgiu, vă spun că este deosebit, fiindcă felicitări pentru emisiune, bun venit printre noi, invitațiilor tăi din partea mediatoarei. Deja vedeți, o mediatoare deja v-a îndrăgit. Este vorba de Cristina Dumitrache și vă spun că veți avea prilejul cât de curând să puteți vedea mediatoarele noastre și să vă împărtășească ele. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, țin să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea pe care o reprezint și nu numai, țineți-o tot așa. Aș dori să vă urez sărbători fericite, sănătate și multe împliniri atât pe plan personal cât și profesional. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, vă mulțumim, stimați telespectatori, fiindcă ca de fiecare dată sunteți alături de noi și în acest fel ne salutați și distinși și noștri oaspeți. Deci vedeți dumneavoastră la dacă nu spune ceva lucrăm personal despre mine, nu sunt mulțumit. Domnul Mares, și noi, dar... și noi vă felicităm pentru ceea ce ziceți dumneavoastră că ați făcut, dar din păcate, într-adevăr, nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Corect. Iar dacă important să mișcăm, să plecăm. Corect. Dacă și din partea cealaltă, adică la celelalte autorități, și de acolo ar avea oameni în cadrul sistemului
angajați și angajați pe competențe. Din păcate, nu, când colegul meu spunea că nu este de acord cu mediatorii, noi nu suntem de acord cu acei angajați care sunt în anumite posturi care nu sunt competenți și care nu sunt pe criterii de competență. Care nu sunt romi. Care nu sunt romi și nici ce sunt comunitatea. Vedeți dumneavoastră ce bine și mă bucur extraordinar și încă o dată vă felicit și mă bucur că vorbiți limba româniei. Ce bine ar fi ca așa cum sunteți dumneavoastră și la poliție și peste tot. Să avem peste tot și să cunoască, mai ales să cunoască limba română. De ce? Că atunci i-ar înțelege pe ai noștri foarte bine. Le-ar înțelege problemele exact așa cum vin ele de acolo, din comunități, așa cum le transmite iată ei. Iată ce îmi spune un lider de-al nostru din cartierul de Ciobotari. Așa. La mulți ani, să-ți trăiască copiii, multă sănătate și îți urmăresc emisiunea și îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru noi și mulțumim invitațiilor tăi că sunt și ei acum alături de noi cu giurgiuvenii noștri. Vedeți dumneavoastră? Vreau să vă spun ceva. Chiar vă rog. Primul aspect care eu l-am sesizat și care mi se pare îmbucurător și un lucru care poate să creeze o stare de bine în comunitate este această emisiune unde sunt convins că mesajele și dorințele și doleanțele oamenilor se pot transmite. Este pe de-o parte. Pe de altă parte, aceste proiecte de care dumneavoastră spuneți că s-au realizat în Giurgiu, din nou, din punctul meu de vedere, este crearea unui model de urmat, care puterea exemplului contează foarte mult în orice domeniu posibil. În al treilea rând, dacă dumneavoastră veți încerca să lăsați doar lucrurile bune care se fac și veți chema oameni care vă spun în față, cum eu vă spun, că nu e totul roz și vă spun de abuzurile care le face poliția și vă spun despre abuzurile care le fac autoritățile și protecția copilului și tot ce vreți dumneavoastră, lipsa asta de comunicare, comunitatea, da? Eu cred că din momentul respectiv nu faceți altceva decât să influențați într-un mod pozitiv ca lucrurile să meargă foarte bine. Și aici, ceea ce încercam să vă spun și cu asta închei, focusați-vă pe legătura dintre comunitate și autoritatea locală. Asta este cel mai important. Și dacă liderii care sunt legătura dintre comunitate și sunt oameni așa cum este domnul Viorel, eu cred că atunci aș putea să spun că mă îndrăgostesc, pentru că Viorel de Giurgiu, pentru că domnul Viorel mai ales că are și experiența de acum încolo de a avea o legătură strânsă cu oamenii de la București care au la îndemână tot ce înseamnă informație ca să poată să o aducă domnul Viorel la Giurgiu și domnul Viorel să o transmită la televizor sau să o și pună în practică așa cum ar trebui să fie. Așa că, în general, e o chestiune bună ce faceți, vă apreciez foarte mult și eu, da? Așa cum am spus și despre emisiunea dumneavoastră și despre tot ceea ce faceți, dar eu vă spun că nu este suficient. Și cu asta am să închei, dacă veți fi alături de comunitate și nu alături de, cum se numește, de autoritate, care au tendința să cumpere un lider cu 3 milioane, 5 milioane sau cu un serviciu și îl face, îl determină pe ăla să nu-l mai intereseze comunitatea și să devină un cățeluș între ghilimele al primarului sau al mai știu eu ce secretar de ce e pe acolo, din momentul ăla să strică tot. Asta este o chestiune care se întâmplă la nivel național. E, dacă sunt oameni care nu trăiesc din 3 milioane, 5 milioane ce oferă primarul sau mai știu eu cine, și sunt oameni care au reușit și vor merge și vor face parte din acest grup de local, da? E, vă spun că lucrurile din respectul față de comunitate nu se va vinde pe 3 lei, îl va interesa problema comunității și este omul care își dorește cel mai mult să primească respectul comunității și nici de cum al unui primar care poate să-i faciliteze mai știu ce. Sunt lucruri despre asta de care chiar vorbeam la toate emisiunile și vreau să spun că într-o foarte mare măsură ai atins foarte multe puncte pe care eu le spun aproape emisiune de emisiune. Și de ce vin și spun asta? Pentru că colegul meu și cu mulți alți colegi pe care am invitat liderai care fac parte din comunitatea noastră, am făcut mereu apel. Apelul meu a fost de maniera asta. Veniți să fim toți. Niciodată n-am spus că ăla e nu știu de la ce organizație sau că ăla face... Da. Întotdeauna m-a interesat, mă, oameni buni, hai să avem un reprezentant de-al nostru, să meargă acolo, să poată să decidă în numele nostru. Pentru că nimeni
nu ne poate cunoaște nouă problemele mai bine decât noi. Sigur. Corect. Nimeni nu poate mie pune problema într-un consiliu local mai bine decât mine. 100%. O pun, dar dacă nu o și susțin, eu mă duc ca și, nu știu, reprezentant al... Da, aia aveți nevoie de susținere politică. Dar dacă eu mă duc acolo și doar o propun, s-ar putea ca persoana respectivă căreia eu îi pun această problemă să nu și susțină. Marius, e foarte bine ceea ce zici și nu cer scuze că te întrerup. Te pui foarte bine problema de asta, spunem, degeaba te duci tu ca simplu cetățean și pui problema așa, acolo, da. Că nimeni nu ți-o ia în seamă. Eu acum tot trag praful pe turma. Nu, dar așa este. Tot ce spune colegul meu și tot ce spune și domnul Viorel și ce spun eu, toate problemele astea noi le cunoaștem, domnul Marius, noi le cunoaștem din comunitate. Păi mai mult de atât, de-aia am și făcut această uniune și am plecat. Care vin de acolo și ne transmit nouă toate problemele lor. Dar vedeți dumneavoastră, una e să meargă un simplu cetățean la probleme, la ușa primarului și să bată acolo și să spună, domnule, avem problema asta, și alta e să meargă un lider care în spatele lui are comunitatea întreagă și vine cu un set de probleme și despune... Și are voturile în spate care... Mai mult dacă ești consilier acolo... Absolut, asta e cel mai important. Așa gândesc că mi se pare normal. Iată că la noi, la Giurgiu, romii noștri au o vorbă țigănească, îmi cer scuze de-a lor, care sună cam așa. La Giurgiu acum și folosesc termenul, fiindcă o vorbesc în romanesc, is possible. La noi, la Giurgiu, lucrurile sunt posibile și vă vom dovedi că nu că încercăm nu să ne dovedim. Vă dovedim. Asta ne dorim. Ne dovedim nouă. Fiecare trebuie să ne dovedim nouă. Știți când văd eu? Iartă-mă un minus. Da, la alegeri de 2016. Știți când văd eu? Nu vorbesc de alegeri. Regia, să mai îmi dați 2 ore de emisie. Știți când văd eu un lider adevărat? Spuneți, vă rog. Eu vă spun. În momentul în care s-a dus la un primar și propune ceva și primarul nu este de acord sau mai știu eu ce, și a scos 200 de țigani în stradă, doar romi în stradă, în fața primăriei să nu plece de acolo, până în momentul în care nu rezolvă problema. De ce? Pentru că ei nu cer decât drepturile lor care sunt încălcate. Și ar trebui să înțeleagă romii noștri că domnul primar sau domnul prefect sau domnul polițist sau oricare dintr-o altă instituție de stat este pus acolo să-i servească interesele romului sau cetățeanului respectiv. Eu nu mă duc în viața mea nici la președintele României cu sărul mână. Eu mă duc, bat cu pumnul în masă și spun, dă-mi drepturile pentru că trebuie să mă respecti. Eu te-am votat, tu lucrezi pentru mine și trebuie să respecti acest aspect. Nu cu sărul mână, că de asta nu se întâmplă nimic. Că romii noștri fiind săraci, umili și amărâți, să duc cu sărul mână la domnul primar, mă primești, ce înseamnă? Bate la ușă, intră acolo că cereți dreptul tău. Ăsta e un lider adevărat și asta ar trebui să înțeleagă toți romii noștri. Da? Așa că... Mama, că vă spun eu sigur, rămâneți la Giurgiu. La noi poate nu știți, dar exact așa se întâmplă. Probabil că o să vă, la un moment dat, dumneavoastră să spuneți, domnule, dar mai încet, nu mai veniți atât de mult. Dar noi ne-am bucurat foarte mult, nu noi să fim aici, ci chiar să luați în considerație lucrul ăsta și să-i chemați pe toți cei care, adică toți care sunt lideri. Da, am făcut lucrul acesta. Oameni de bază, oameni care au un cuvânt de spus în comunitate, aduceți-i aici, întrebați-i să-și spună ce au de spus, comunitatea să vadă și să aibă încredere în ei, iar ei să nu-i dezamăgească. Și oamenii simpli că ăla vorbește cu inima. Am adus oameni din comunitate, adevărat, oameni din comunitate, care la un moment dat au fost emoționați din cauza camerelor estelogice și a platoului. Însă după 5-10 minute și vorbind în limba lor cu ei, au înțeles și pe cuvântul meu vă spun și... Este mama lui Arun. Da. Deci în portul țigănesc, urțăresc, stăteau, ne vorbea despre ghicii, despre orice. La un moment dat s-a simțit exact ca acasă la dumneavoastră. Deci a ieșit acolo în față și a început să ne spună, uite cum făcea ăia, uite cum făcea. Zic, bibie, beșoteca, dichelto, codisao, lasă-mă acum să spun tot, pensează-o că am tu. Deci nu există, la noi dăm libertatea omului, adică fiindcă până la urmă, ăsta e romul nostru. Dă-i voie să se exprime. Trebuie să vorbești pe limba lui ca să înțeleagă. Și asta înseamnă și profesionalism. Dumnezeu să vă ajute dumneavoastră și la familia. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Chiar sunteți un om care transmiteți această stare de bine, adică în sensul ca omul să poată să spună tot ce vrea, fără al infel. Îmi dau seama după cum vorbiți, după zâmbetul pe care îl aveți, sunteți un om foarte bun. Asta mă bucură foarte mult. Cred că o să mai face și de acum încolo mult bine comunității. Nu, sigur. Și e bine să atrageți cât mai mulți oameni în cap. Păi nu-mi dă voie, fratele meu, Virai. Nu. Bine, nu-mi dă voie
el acum... este un alt om foarte capabil și nu foarte liniștit și foarte... Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic cu o secundă. El a devenit un pic mai înțelept. Nu zic nimic de vârsta ta, că știm, toată lumea știe că ai 18 ani. De când e și el papo. De când e papo, gata, s-a terminat cu el, vine cu sfaturi, îmi zice ce frățiorul meu, fratele meu ăla mic, uite cum să faci. Gata, frățiorul meu mai mare, ce poți să te contrazic, e plin de sfaturi. Tot timpul avem de învățat, absolut, și tot am învățat tot ce trebuie. Nu, niciodată nu vom fi înțelepți de săvârșit. Dar întotdeauna așa au stat lucrurile, de aceea eu am și convenit să lucrez cu el, pentru că ne-am înțeles foarte bine și am dialogat mereu. Mă, omule, uite, ce trebuie să facem pentru... Pentru că eu asta de la început, bă, dacă noi nu reușim să captăm încrederea oamenilor, nu faci nimic. Degeaba mă duc eu și-i ajut, mai dau la ăla, nu știu ce. Degeaba faci lucrurile astea. Pentru că ei sunt lucruri atât de importante. Deci un muletin, care, exact cum spunea Florin, este dreptul tău, legal, nu? Fratele meu, te rog, adică, de fapt, știi ce? Pentru ei se pare că e ceva extraordinar, de neatins. Sigur. Pentru că el nu știe despre ce e vorba. Exact. I-am făcut un reabulet, pe cuvânt, m-am dus cu el și a zis, bă, uite, aici trebuie, astea sunt actele. Ia de la tine, de la comună, o adeveriță. Și a zis, domnule, extraordinar. Și mi-a dat seama cât de... Gărăl, acum, domnul Marcea, tocmai de asta noi ne-am constituit Uniunea Romilor Pachivale. Am format un grup care, într-adevăr, vrem să facem față oricărei situații și mai mult decât să transmitem către comunități grup care ca să cunoască și ei ce drepturi au. Din păcate, ei nu își cunosc drepturile. Este pur un adevăr. Mai mult decât atâta, noi avem în vedere și faptul să transmite cu mai mult, așa cum colegul meu a spus, că a atins toate punctele posibile și învățământul mai în primul rând. Mai are ceva. Mai învățământul și sănătatea sunt lucruri primordiale. Și sănătatea sunt lucrurile de bază care... Cu ăsta e fenomenul cu care ne... Care trebuie să foarte mult dezbătute în ceea ce privesc romii. Iar dacă, revin, dacă romii noștri nu vor înțelege că trebuie să avem și noi oameni printre noi care să facă parte din instituții, iar de data asta chiar să iasă la vot și să-și voteze pe ai lor, că nu vin, eu n-am venit aici la dumneavoastră ca să cer votul de la comunități. Nu am venit aici ca să cer nu chiar, ce de la Noi am venit, tocmai am venit pentru ei. Adică noi dacă facem ceva, chiar facem ceva pentru comunități. Noi le dăm oameni, adică oamenii din sânul lor, păi din sânul comunităților. Din Giurgiu deja v-au îndrăgit și prin faptul că ați văzut mesajele care le-am dat citire. Mai avem încă unul. Vă salut, domnilor Alecu Motoi și Văru Virai. Și pe tine, fratele meu Mariusică, la mulți ani. Deci deja... Doamne ajută! În mod sigur veți veni la Giurgiu. Să mai spunem un singur lucru. Vă rog. Trebuie să știe oamenii ce înseamnă Romi Pachivale. De unde vine această denumire? Pachiv, în limba romanii, înseamnă respect, onoare, demnitate. Și atunci, acest slogan am considerat că merită să-l aibă această formațiune, pentru că nu dorim decât să respectăm aceste trei lucruri de care... Da, dar să știți că eu pentru toate am un singur cuvânt, pentru tot ce mi-ați exemplificat dumneavoastră. Rom, adevărat. Și aici spune absolut totul. Da. Tot, fiindcă prin virtutea celor trei cuvinte pe care dumneavoastră le-ați rostit, să știți că romul nostru le are. Numai că de multe ori, hai să spunem, noi liderii... Nu știe să le pună în în evidență, să le scoată și când, până la atunci... La noi cuvântul e întotdeauna și judecățile țigăne și pentru la noi cuvântul e mai mult decât orice. Chiar dacă unii pe noi ne înțeleg, majoritari sau unii nu vor să ne înțeleagă că la noi cuvântul înseamnă mai mult decât orice. Când îți dai cuvântul în fața unui om, e primordial să-l respecti. E adevărat sau nu e adevărat? Asta e pentru fiecare om în parte. Nu, la noi la țigani cu precădere. Este mai... Dar faptul că... Faptul că nu există informație și de aici și pornesc toate problemele. Foarte multe lucruri, din păcate, urâte le face pentru că el nu are informație. Chiar nu știe câteodată ceea ce face. Da, este adevărat. Da, este foarte adevărat. Și iată, stimații mei invitați, fiindcă noi nu știm când trece 60 de minute din timpul alocat acestei emisiuni Conviețuiri. Bine, trebuie să vă dau dreptate că domnul Motoi a
organizat toată emisiunea, dar e între noi. Dacă a transmis ce trebuie, este foarte în mod sigur, și stimații noștri telespectatori, dumneavoastră, ați înțeles tot ceea ce au dorit să vă transmită bunii noștri invitați și credeți-mă că au venit cu toată inima alături de noi, de comunitatea noastră de romi din municipiul Giurgiu, fără gânduri ascunse, fără a încerca, cum unii vor spune după această emisiune, că ia uite-te ce. Dar le lăsăm noi pentru la... Noi nu am adus oamenii de la București aici pentru a transmite, și ți-am zis mereu să termin cu acei oameni. Acei oameni sunt foarte puțini. Acei oameni sunt nesemnificativi. Și bucurător pentru mine este că acei oameni din ce în ce se împuținează. Ia fii atent. Dar pe mine mă bucură faptul că ceilalți, numărul mai mare, sunt oamenii care înțeleg, oamenii care își doresc într-adevăr să le fie mai bine, oamenii care vin mereu cu problemele lor pe care le au la sediu. Pe mine asta mă bucură. Ia uite-te, dar te duceți pe la București tu? Sar? Mai jos cu București? Mai jos, foarte greu. Ah, păi ce vezi că frățiorul meu, ai luat vorbe de-astea de la capitală, ție, frățiorul. Păi până acum tu îmi spuneai tot timpul, fratii meu, dacă n-ar fi ăia care să ne zică alea, n-am existat. Păi da, sunt buni și ei, dar ți-am zis, problema e că ei, de la o zi la alta, ei se integrează. Mare exact, parte spus și să treacă din partea asta. Absolut. Poate prietenul meu a zis-o cu dezvoltare mai mare. Nu, e adevărat. Lucrurile rele sunt... Sărăcia există. Nu putem spune că am pus capăt, că am rezolvat problemele. Și fiindcă suntem spre finalul emisiunii... Important e că am plecat de undeva și lucrurile au început să miște. Dacă se pleca cu 20 de ani... Mai bine, adică dacă noi acum 20 de ani făceam asta, era prea tineri. Niciodată nu era. Nu, era prea bine. Asta e, cineva trebuia să înceapă. Asta e cel mai important. Dar nu am fost noi în măsură să începem era și niciodată, niciodată prea târziu. Mai bine mai târziu decât deloc. Fiindcă iată, suntem spre finalul emisiunii, iar eu am un obicei la această emisiune să dau prilejul invitaților să adreseze un mesaj sau ce consideră dumnealor telespectatorilor și implicit comunității de romi, tot așa am să vă las și pe dumneavoastră să adresați ceva telespectatorii noștri. Eu am să le spun decât de deltul meu del Bach s-a stimos, bute bărșande, ai o bărș ca avel, te avel bucuria aia, lovența but, hai s-a stima aia. Atât vă să spun. Între el se asuca mestul. Nu este atât pe naptul meu decât te dăptul meu del Gogi. Avem pașalamente, hai ame, chidinei că tanese, te căras sosi șucar amare romengă, amare familie. Dăptul meu del Beș. Frate meu, tu nu trebuie să te forțezi așa. Asta că-i întreb la deci, mirai. Eu ce le pot spune despre tot, ca de fiecare dată, să știe că au unde veni, suntem lângă ei și nu îi vom dezamăgi niciodată. Și nu în ultimul rând, la mulți ani, un an nou cu bucurie, cu sănătate și tot ceea ce își doresc. Iar eu, stimați telespectatori, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru faptul că și anul acesta ați fost alături de noi. Ne-ați certat de multe ori, dar pentru noi toate certurile dumneavoastră au fost constructive și am încercat din ce în ce să facem lucrurile mult mai bune, fiindcă este normal să facem lucrurile când le greșim, să le facem mai bine și încă o dată eu vă mulțumesc pe această cale și să vă dea Dumnezeu sănătate. Și vă doresc să fiți alături de noi, cum a spus și până acum, hai te-l dreptul meu del Budbach, hai să stimos și nu pot să închei decât cu vorba bunului meu tată, la și tu marireat, hai te-l dreptul meu del Budbach, hai bus astimos. La revedere!